eu cred că bună seara, în primul rând, eu cred că fotbalul te răsplătește atunci când îți dorești, când vrei cu adevărat. Se pare că discuția care am avut între noi, cu mister, noi, jucători, între noi, la pauză, am arătat altfel, a dat roade și am arătat altfel la a doua repriză. Prima repriză, cred că am fost, nu știu, penibil, altfel nu pot să zic. N-am jucat nimic din ce am pregătit, n-am fost prezent, n-am câștigat duelurile, n-am avut atitudine, nimic, dar a doua repriză arăta că, în primul rând, suntem caractere, că avem valoare și că putem să câștigăm. De ce crezi că a început așa slab? Nu știu, cred că am fost puțin cu nasă pe sus, părerea mea. Azi că jucăm cu ea și că la ei e puțin situația mai ciudată din ce auzisem și... Dar așa e în fotbal, trebuie să primești o palmă ca să te trezești. Ați fost acolo aproape de un 2-1 pentru ei și probabil că alta era soarta meciului. Dacă golul a intrat bine, ați avut și ocazii din secunda 27. Da, știți cum e. Am avut și în secunda 27 și în ultimul minut din prima repriză, adică altfel putea să fie jocul, rezultatul, cursul jocului, dar cred că este important că am sperat până la sfârșit, am simțit pe teren că putem să câștigăm. Știu ce echipă avem, știu ce grup este aici, știu cum ne pregătim, dar câteodată știți cum e. V-ați apropiat de play-off, mai sunt câteva etape, lupta este foarte încinsă, nu vezi. Este dificil, dar este frumos. Ați văzut și în această seară, dacă nu câștigam în minutul 90 și ceva, rămâneam cu un gust amar, că am avut o repriză secundă mai bună și am luat un punct. Dar de ce e frumos fotbalul, eu cred că și fanii și spectatorii în seara aceasta le-a plăcut ce au văzut, le-a plăcut că am câștigat în ultima fază, cred că este cel mai frumos sentiment pe care îl poți trăi în fotbal. Și victoria aceasta ne ține acolo în față, mai avem 4 meciuri, le tratăm cu maximă seriozitate, o luăm pas cu pas și ne dorim să fim acolo în față la sfârșitul sezonului.